în care nu se ocupă monahii de manageriera averilor respective, cinci epitropi. Cinci epitropi care își divizase între ei responsabilitățile materiale, în așa fel încât nu exista nici concurență în sânul echipei manageriale, ci exista o încredere reciprocă pe baza unor reguli stricte. Unul avea cheia de la lada cu valorile materiale, cu de vremea aceea nu existau bănci, ci existau un cufăr cu bani. Altul avea cheia de la cămara, care se avea cufăr, altul se ocupa direct de, să zicem, producția materială. Ideea este că monahul era ferit de îngrijirea directă de averea mănăstirii. Sistemul acesta, cred că ar trebui regândit și aplicat și la nivel oficial de administrare a bisericii noastre. Poate că s-a face publică sau va fi foarte în considerare dat în curs, pentru că anul acesta este o magia Sfântul nostru. Era și martir. Pe de altă parte, doresc să vă provoc să gândiți în termeni economici ortodoxi și vă întreb în măsura în care Dumnezeu ne-a intenționat în Apocalipsă că va veni o vreme când nu vom putea nici dinte, nici cumpăra, dacă nu vom avea pecetea celui rău. Considerați că este posibilă o improvizare a economiei ortodoxe, ar putea să ridice un fel de zid chinezesc între comunitatea creștină ortodoxă și lumea cealaltă, care ne cer o supunere oarbă și irațională unui Duh străin de Duhul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc! Mulțumesc și pentru încurajări și pentru comentariul și întrebările. N-am să zic nimic legat de ce ziceați dumneavoastră de sistemul potrivit pentru monahi. Că, într-adevăr, din acest punct de vedere, viața normală simplifică puțin perspectiva. Tocmai de asta e mai oportună întrebarea pe care am ridicat-o eu pentru noi, cei din lume, oamenii care funcționăm în societate. Mergem la serviciu, cumpărăm de la supermarket, ne mâncăm în mașini, ne mâncăm la telefoane, stăm pe internet, cumpărăm telefoane și așa mai departe. Mergem la spital, când am venit. Legat de întrebarea aceasta cu privire la clarizarea ortodoxiei, experiența economică arată că e foarte dificilă. De pe poziții de monah, un proiect perfect rezolvat. Unde Leatos astăzi, multe mănăstiri, multe comunități monahale, sunt practic mici enclave, în care ajunge așa, ajung ancorele de lumii din afară, dar nu mai mult. Nu știu dacă la nivelul comunității s-ar putea face o clarizare, pentru că nu știu, intrăm în următoarele tipuri de speculații, să zicem, dacă enclava e foarte mică, sau e relativ mică, atunci posibilitățile ei productive sunt reduse. Și oamenii respectivi trebuie să fie învățați cu puțin. Și să fie mulțumiți cu treaba asta, să nu se uite cu poftă, cu o vită, cu ciudă, uite, ori au mașină, cu telefoane, facilități și noi să stăm acestea să prânjim după aia. Atunci, crapa, cred că ar crăpa, imploda comunitatea respectivă. Dacă e mai mare, problema se păstrează, însă oarecum se atenuează. Însă dacă e mai mare, trebuie să aibă politici judicioase în interior. Să zic, o Românie ortodoxă care vrea să se enclavizeze, să zicem. Ce tip de politici să aduce în interior? Și aici ai o întreagă dezbatere economică, ortodox și ce tip
Chiar și așa, însă, nu știu, e o întrebare de altă, mirarea și să funcționeze vreodată în afară de nivelul mănăstiresc în clavizare. Știți de ce v-a fost așa? Pentru că, mă rog, este o multă intervenție. Pentru că poporul Israel avea un standard dublu economic. Unul pentru popor și altul pentru relațiile economice cu neamuri, greciști cu neamuri. Așa că trebuie să aplica să funcționeze și o Românie ecvalizată, având resurse naturale suficiente și să ai un standard dublu în ce privește populația ortodoxă și relațiile economice cu străinătatea. Dacă vedeți că ar fi viabil o asemenea chestiune. Nu-mi dau seama ce ar putea să însemne, la nivel mai concret, standardul lungu. Să nu vindem nimic la străini, să nu cumpărăm nimic de la ei, dacă da, ce anume. Mărturisesc că, în măsura în care ortodox și eu fac de bunăvoie, înțelegând ce fac, angajând într-un fel de protecționist voluntar, ideea e perfect coerentă economic. Însă cred, asta e o generație la care revin, ceva din titlul acesta nu s-a reușit decât la nivel de mănăstire. Omul tot vede în afară o mașină sau un avion sau un pian și va fi tentat să renunță la standardul lucru respectiv. Pentru că nu va avea suficientă virtute, nu va fi suficient de mulțumit cu ceea ce are. Nu știu. Exemple de succes sunt în spațiul protestant. Civilizația anii și e cât de cât un succes din acest punct de vedere. Are un soi de enclavizare. Însă, acolo, de pildă, când am contemplat pentru prima dată exemplu acesta al civilizației anii și cineva mi-a zis și când mi-a rămas. Când ai probleme serioase sau când ai o himă mare, are o hibă mare. Până și m-aș putea să-mi face cu ceva de jizme. Am găsit o formulă foarte... să spun diplomată, dar să spun eu. Și atunci, ca să vă spun, nu știu dacă ar merge în modelul Amiș și în ortodox și din motive economice, concrete și altele mai mici. Mergați.
Mi-ați dat o speranță și nouă celor de aici că putem spera ca fața economiei să se schimbe. Putem spera. Și o să sperăm, o să ne dăjduim. Acum, duc aici, era un lucru pe care vreau să-l spun la un moment dat, când ați vorbit despre teoria aceasta a valorii personale. Iar noi, în teologie, în teologia ortodoxă, vorbim despre persoană ca fiind aspectul cel mai important. Spune că doar persoana deține firea și firea nu lucrează singură. Și nu putem, la nesfârșit, vorbi despre obiectul trebuie să subiectivăm. Adică undeva este e nevoie de relația personală și economia trebuie să aibă la bază această idee a relației personale și ce am eu nevoie, ce e tu nevoie, ce îți trebuiește. Atunci putem nădăjdui că oamenii vor fi ca oameni viețuitori în lume, poate, la un moment dat. Se va așeza ceva mai drept. Nu nădăjduim noi, evident, nu avem utopii. Că utopia a fost depășită și există și altă utopie acum pe care noi mai discutăm. Noi nădăjduim în Împărăția lui Dumnezeu, în Împărăția Duhului Sfânt, în lăuntrul nostru și în lăuntrul celorlalți. Și eu mi-l adunez Părintele Galeriu cum a reacționat când a văzut internetul, de exemplu, și a zis că este o cale de comunicare. Astăzi am folosit această cale de comunicare pentru prima dată mai mult decât de obicei. Pentru că există spațiul acesta virtual, sau cum se numește, toată această discuție a noastră, propriu-zis, în suflet de oricine vrea să deschidă ușa, poate să e ca și cum ar deschide ușa bisericii și ne-ar auzi, dacă vrea să ne audă. Și tot la fel, și economia, și știința economică, și toate aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a dăruit, adică putința omului de a analiza și de a dezvolta anumite lucruri, sunt tot un dar al lui Dumnezeu. Și eu așteptam puțin mai mult, așteptam să spuneți dumneavoastră ce înseamnă economie. Economie și economie. Pentru că, evident, pentru mulți de aici este cunoscut că economie înseamnă o să știință economică, cum ne-a prezentat domnul Topan, iar economia este purtarea de grijă lui Dumnezeu asupra lumii. Iar această purtare de grijă este cu o iubire nesfârșită față de fiecare persoană umană, o așteptare, o răbdare doar dumnezeiască, putem să o caracterizăm, pentru fiecare dintre oameni, ca fiecare dintre oameni să-și descopere casa, să descopere că este Fiul lui Dumnezeu. Și a îngăduit Dumnezeu să facem tot felul de lucruri în această lume, și unul dintre aceste lucruri este chiar și să stricăm ceea ce poate fi bun. Până la urmă, economie e ceva necesar. Că e ceva dat, așa a spus-o de la început și așa este. Să stricăm purtarea noastră de grijă asupra lumii sau folosirea bunurilor lumii. Deci dacă economie, purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de lume, economia este folosirea bunurilor de către lume. Și dacă ne-a dat, ne-a îngăduit și ne îngăduie încă să folosim prost lucrurile din această lume, uitând de purtarea lor de grijă față de lume. Și atunci această seară, noi, eu vă propun așa, să înțelegem ca o ocazie pe care ne-a dat Dumnezeu
S-a vorbit despre gestionarea resurselor, despre conceptul de resursă, ca și într-o manieră decontextualizată și atemporală. Ca arheolog și vă spun că acest lucru este valabil, atunci nu este valabil. Modul în care dumneavoastră ați prezentat gestionarea resurselor specific în modernități, sau dacă trece de la mari descoperi geografice, face. Dar nu este specific în modernități în general. Și vă dau un singur exemplu, un material rar, aur. Niciodată, dacă multe societăți nu au avut vreodată rolul pe care, cu care noi îl investim astăzi. Spre exemplu, în America precoloniană, orice material strălucitor este asociat cu prezența divinității și puterii divinității în respectivul obiect, care radiază apoi asupra celor care utilizează. Acesta este motivul pentru care ei prețuiau oglinzi, mărgeruțe, obsidian, etc. Chiar și în perioada creștină, obsidianul este folosit în biserică.